Salutare, Alvagin, și bine v-am regăsit la un nou episod din lumea alvareziană. Aparent v-a plăcut foarte, foarte mult primul episod, s-au strâns undeva aproape 1000 de like-uri și vreau să vă mulțumesc super, super mult pentru chestia asta. Adică știți foarte bine că mă ajută și știți foarte bine că... Adică am văzut că vă place și asta înseamnă că mai postăm. Deci, dacă mai vreți episoade în continuare cât mai des, nu este să lăsați și pe un like și la acest clip. Bun! Din episodul trecut până în episodul ăsta m-am plimbat eu un pic aici și am găsit această locație care e mega, mega mișto. Doar că din cauza shader-ului îmi bate lumina în ochi și nu văd absolut nimic, ceea ce nu este absolut deloc ok. Nu vrem să ne bată lumina în ochi. Stai așa că... Tocmai am realizat că voi nu... Yeah. Dacă dau bucata la oaia, astea sunt. Da, gata, se aude. Tocmai am realizat că voi nu auzeți absolut nimic și nu mi-am dat seama, dar este ok, oricum n-a trecut mult timp. Bun, tocmai am intrat într-o peșteră și pe asta nu-l vedem din cauza... Omoară-l. Asta e o vacă, da. Am o vacă cu mine, frate. Nu veni și tu. N-are sens, n-are sens să ne batem. Să știe. E useless, adică de ce ne-am bate dacă putem să ne batem? Bun. Wow, mi s-a... ce-a făcut? Sper că n-a dat crash. M-a scos pur și simplu, mai... Ok, bun. Avem aici un mini peștere, clar că nu e o peștere mare. Bun, deci o să stăm doar aici, că nu are sens. Avem o mini peștere de unde aparent putem face rost de fier, ceea ce este mega, mega bine. Știți și voi cât de important este fierul. Știți treaba asta, știți că e nevoie de fier. Deci avem 3, exact ne trebuie pentru într-una copii. Era mai bine să găsesc mai mult, sincer. Fiindcă sunt destul de interesat, hai să luăm și coal. Ah, uite. What's around here? Zintr-o că nu se înfundă. Bă, apare în momentan, nu știu. Bă, măcar să găsesc... Ah, doamne, stai că am topor. Toporul dă mult damage, ok. Trebuie să mă hrănesc și să-mi fac viața. Și aparent, nu se... Bă, nu se înfundă. Ești nebun? E cam greu să văd eu cu asta mea, da? Uite niște fier. Dar urcă înapoi, ceea ce înseamnă... Bă, măcar am găsit mai mult fier. Da, interesant. Putem să golim peștera asta. Putem să facem lejer dacă vrem. Și am realizat o chestie. Hai să vă dau vouă să vedeți un pic mai luminat. Unde-i, mă? Uite gama. Un pic pe ăla vreo, așa. Ia. Yeah. Bun, voi acum o să vedeți mai luminat decât văd eu pe... De fapt o să zic cam cum se vede la mine pe ecran. Că știți, YouTube-ul vă taie și bla 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 și să mă asigur că e tot ok. Să vedeți și voi. Bun. Unde e căul ăla pe care l-am cules? Mă rog, am cules căul, dar nu știu unde e. Dar mai am pe aici căul? Să culeg măcar? Vă zic și pe aici, uite. Dar n-am cules căul. What? Da, dar nu știu, nu mi l-a pus în inventar sau ceva. Ori mi l-au furat zombie, cred că e posibil să-ți fure zombie căulul? Nu cred că e posibil. S-a întâmplat, nu știu, it's weird. Bun, o să ne ocupăm de căulul ăsta de aici și-a. Ok, bun, să avem și noi vreo 12, cam așa să-l punem. Și vreau să mai facem un furnal soto. Deci ne trebuie încă un furnal. Hup, pentru că... Avem prea multe lucruri de prăjit. Știți, și carne și... O să punem așa, uite. Și am pus acolo fierul să se prăjească. Bun. Nu asta. N-aș fi vreodată să fac asta, nu știu ce am făcut-o. Din greșeală, mă rog. Și am... îmi trebuie lumina aia, cum se pun, cum se cheamă, la details, parcă? Sau la... nu la shader. La performance? Nu. Quality? Nu. Other? A, dynamic lights, mă, ăsta e. Bun. Deci avem dynamic lights-ul pe on, ca să putem vedea. Oare cum e ciudat din cauza shader-ului? Cred că și fără shader merge dynamic lights-ul, nu? Da, merge, vedeți? Se mișcă ca în ciudat. Cred că trebuie să-l dau pe... pe ăsta, pe fancy, ia.
Ah, ok, nu mai mergea deloc. Da, e mai bine pe fence, e mult mai bine. Bun, hai să băgăm înapoi shader-ul pentru că face Minecraft-ul mai frumos, într-adevăr. Atacă frame-urile mele scad. Ah, nu, aici sunt 100 și ceva de frame-uri. Ok, nu mă plâng. De ce se vede chestia asta? Minecraft-ul e din ce în ce mai fucked up și nu înțeleg ce are. Ok, that's cool. No, nu mă bag. Nu mă bag, îmi iau firul și nu mă bag. Mai încercăm să mai băgăm shader-ul, dar mai așteptăm un pic să vedem, poate ești bine, nu știu. Nu erau chestiile alea acolo mai devreme, nu erau, nu-i așa? Uite și aici, hai să pun înapoi. Hâț! Știți vorba aia, puterea hâțului. Ia să vedem, uite aici. Bun, mai avem niște fier să prăjim. În momentul ăsta avem foarte puțin fier, dar vom face târnă cop, clar. Clar, primul lucru de fier pe care îl vreau este un târnă cop. Și vreau să fac o chestie, uite, aici așa. Astea sunt torsele care se aud, cred că da. Așa, și am eu textura aia, deci n-am băgat-o, resource pack, am ăsta, mă. Ia băga o textura asta, că e default plus improved, e nebun. Mamă, ia uite aici cum arată, frate, de ce nu jucam cu textura? De ce nu mi-ați amintit că am mare textură și nu o folosesc? Oh, nu. Fancy. Bun, și hai să mai băgăm asta un pic, te rog, zi încă merge. Wisdom shader. No, nu merge, se vede foarte. Dar văd foarte bine mineralele datorită texturii, ceea ce e super. Ia-ți tema asta, așa. Da, nu-mi place de nu-mi plac luminile astea, Bine, trebuie să fie lumini, dar sunt foarte prost gândite, nu știu, foarte prost puse, chiar nu-mi plac luminile. Prost rău. Hai să vedem. Deci nu mai avem fier. Poate mai găsim pe undeva noi, prin peștera asta, cât să mai fie. Bun, deci aici nu avem ce să mai prăjim, poate doar carnea asta dacă vreau. Și vreau. Prăjește carnea aia. Mai fă niște torțe aici, să avem și noi. Let's. Ia să vedem. Uite niște coal. Mone, să luăm cam tot ceea ce găsim, pentru că pur și simplu e clar că avem nevoie de lucrurile astea. Dar eu cât am 86 de frame-uri. Se mișcă bine și ăla. Asta e coal, nu? Da, bun. Mai găsit coal, super. Vă zic că mai găsim un pic. O să ne ocupăm să-l prăjim și pe ăsta imediat, ești nebun? Imediat. Îți. Întrești-mi o textură și mai dar nu un shader mișto, dar nu am găsit vreunul foarte mișto. Bagă deja filmul de 8 minute, v-am zis că nu o să fac episoadele lungi pentru că am văzut că într-adevăr nu vă uitați dacă le fac prea lungi. Și v-ați uitat la ultimul care avea 10 minute, deci asta mă interesează, știți, să vă uitați la ele. Deci momentan o să le ținem de 10 minute, v-am zis, facem mai multe clipuri, nu-i problemă, dar ținem de 10 minute. Bun, hai să facem asta. Luăm și asta repede. Până ne revede Iron ore-ul ăsta. Hai mă frate, s-a pus. Tare. Ce mai am eu pe aici? Am un bow, am omorât niște scheleți. Nu mai am nimic, am schimb. Văd că am 5 fier cu care, sincer, mi-aș face o sabie. Hai să fac o sabie, de ce nu? Trebuie crafting table, op, op. Bun, ce avem mare sabie, ne putem apăra fără probleme. A, dar mai am 3. Plus că se mai face ceva aici, deci ok. Mamă, și încă destul. Bun, hai să mai facem și un topor, pentru că o să avem nevoie clară de un topor la un moment dat. Bun, momentan nu, momentan nu are sens să-l folosim. Bun. Încă un fier să se mai facă și am plecat din peștera asta, că n-are sens să mai stăm. Am vrut doar să culegem chestiile astea, să mai ne mișcăm și noi un pic cu seria, să mai facem progrese, you know? Spargem cu totul ăsta ca să ne luăm tot ce avem în el și am tulit-o. Hai să vedem cum este afară, dacă e lumină sau este zi. Să facem așa. Ia să vedem noi. Ah, uite, mai avem pe aici niște chestii de spart. A, e cărbune, e ok. Ok, cărbunele ne trebuie.
Și o oaie, tocmai am auzit o oaie și o vacă. Toate animalele au venit la mine aici în peșteră. Se pare că animalele vor să stea cu mine aici, demon. Mamă, am mai găsit fier. Puuu, ce noroc pe mine. Mamă, ce noroc pe capul meu. Hăți, uite aici, fireanu. Tot ce trebuie. Ce ești nebun, nu ne chinuim noi. Viața noastră e ușoară, boss. Ne-a binecuvântat Dumnezeu. Uite, hăți, încă o bucat. Hăți, ce e aici, bossule? Unde am ajuns? Ia să vedem. Hăți, unde suntem? Suntem undeva sau... sau sal? Uite-te cum e asta, frate, ce cul... Așa, de fapt, sunt făcute, nu, cred că e vreo... Hăți, uite fier. Ia uite aici fierul brosc, ce-a găsit broscoia și ia uitați. Fiți atenți, nemon, ia uite. Îți fier. Hăți cât fier are broscoiașul. Mamă ce am găsit. Mamă am găsit fier, nu glumând. Chiar am găsit bine. Și aici dacă mai urcăm ceva? Da, nu cred. Cred că doar o să ne pierdem timpul, dar you know, it's worth to try. Ia să vedem. Baut zombie, ceea ce înseamnă asta trebuie să mai... Sau... Nea, e peștera noastră. Nu e nimic special. Și vaca aia pe care am găsit-o. Hai să-i omor pe ăștia că acum am sabie ca lumea. Îți! Ia uite, îți! Aia că de aici ca în sabie, boss. Mamă, afară e întuneric. Deci afară e întuneric. Hai să ne ocupăm să luăm niște pietră. Niște piatră. Să avem și noi niște piatră așa. Știți că e bine totuși să ai piatră. Opa, opa, opa. Bine, totuși voi vedeți mai iluminat decât mine, ceea ce chiar acum văd pe ecranul ăla. Nu știu cum o să vă dea YouTube-ul să vedeți, dar momentan vă asigur eu că vedeți mai iluminat ca mine. Opa! Mamă, ce i-am făcut, i-am dat juc. Bun. Mamă, dar e prea multă lumină, frate. Și de ăsta e foarte ciudat, trebuie neapărat să-l... No, trebuie să iau altul. Mă stresează tot de tot. 12 minute, bun. Cam atât cu episodul acesta, fraților. Dacă v-a plăcut, v-am zis, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri. Eu am fost Alex, iar noi ne vom revedea data viitoare. Hâț! Pa, pa!